Bună ziua Moldova, bună ziua Chișinău, bună ziua moldoveni de pretutini. Eu fermierul din Germania vreau să vin cu un mesaj și vreau să vă aduc aminte pe data de 5 o să fie alegerile locale de aici, de la Hamburg de pe râul Elba. Și cum, după cum știți, tot timpul au susținut oamenii muncitori, tot timpul au susținut democrația acasă, cunoscându-l în cu pe Vasile Costiuc, președintele partidului democrația acasă. Dragi concetățeni, vin cu un mesaj pentru a da o șansă democrației acasă să arăte că are o echipă care tot pot să facă bine, cum face și Vasile Costiuc, până acum a arătat toate problemele care și fără de legile care le are Republica Moldova. Dumnealui are pe zi sute de mesaje, sute de apeluri și se stăruie pe toți, la toți și cu ce poate, cum poate să-i ajute. Scoate la iveală multe nedrepteți, hărțuiri. De-aia vă rog frumos să dați șansă democrației acasă, să dați șansă șansă lui Vasile Costiuc. Numărul 1 în buletinul de vot pe data de 5 și numărul 15 echipa de consilieri. A doua care vă rog tot prin satele Republicii Moldova sunt e, colegii de la Democrația acasă care tot au se candidează la postul primar și au și echipă bună de consilieri vă rog frumos susținere totală e, și vă deschid o paranteză credeți-mă pe mine niciun lider de partid la care e, au fost primari din diferite partide nu s-a nu s-au dus prin sate să vadă cum ce probleme au oamenii. Și eu cred și sunt ferm convins că dacă susțineți echipa democrației acasă, cineva din consilieri sau primari o să hărțuiască sau fără de legi să facă, dacă îl sunați pe domnul Vasile Costiuc, el o să fie în câteva secunde la voi și o să rezolve toate problemele. De aia, Vă îndemn pe toți, numai voi de acasă. Noi vă susținem cu gândul, cu sfatul și ne dorim mult, mult, mult ca să, timpurile să devină în așa modalitate ca să ne întoarcem toți acasă. Eu cred că nu este consătean de-al meu care este în străinătate, care a mâncat pâinea amare a străinătății să nu dorească să întoarcă înapoi în, la patrie. Așa că pe data de 5 o șansă, în numă în de vot, la Chișinău, domnul Vasile Costiuc, numărul 1, pe lista de consilieri numărul 15. Votați masiv. Vă rugăm și vă mulțumim din suflet. Pace! o sănătate și Doamne ajute! Democrația acasă, forța!